Bună, sunt Alina și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi voi face pan ghișpan cu vișine. Uitați-vă cât de bine arată. Aici am 6 ouă. Am separat albușul de gălbenuș. Gălbenușul le dăm de o parte. Și acum ne vom ocupa de albușuri. Peste albușuri adaug un praf de sare. Mixez. Acum voi adăuga 170 grame zahăr. Am terminat de mixat albușurile, așa trebuie să arate. Acum ne ocupăm de gălbenușuri. Cu un tel le voi amesteca și adaug 40 ml ulei. Amestecăm bine. Voi pune gălbenușurile cu uleiul peste albușul bătut. Pun și două pachete de zahăr vanilat. Aici este la alegere. Dacă doriți, puteți să puneți, dacă nu, nu. Și mai mixăm 2 minute. Începem a adăuga făina treptat. Așa un aluat trebuie să obținem. Eu am folosit 200 grame de făină. Acum voi pune aluatul în tavă. Tava am uns-o cu unt. Are mărimea de 27 x 27 de centimetri. Nivelăm ușor aluatul. Și acum adaug vișinile. Puteți folosi congelate sau proaspete sau chiar din compot. Voi da tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 40 de minute. Sau cel mai bine după ce trece testul scobitorii. Pan ghișpanul este gata. La mine a stat 35 de minute la cuptor. Acum îl voi tăia.
Așa arată în interior. Uitați-vă cât de pufos e. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu. La revedere!